Dacă vrei să mergi repede, trebuie să mergi singur. Iar dacă vrei să mergi departe, trebuie să mergi împreună. Pe acest considerent am gândit cooperativa Win-Win. Este o comunitate pe care vreau să o dezvolt în următorii ani, plecând de la simplitatea conceptului nostru, vindemieftin.ro, prin faptul că marfa trece de la fabrică direct la client și nu mai trece prin depozite și hipermarketuri. Am decis să creăm o comunitate pentru clienții mari, pentru clienții corporate, să zicem clienții care sunt dezvoltatori sau constructori mari. Cum funcționează comunitatea? Dragilor, este foarte simplu. În aceste vremuri va trebui să ne cumulăm cantitățile pe care le avem de cumpărat pe următoarea lună, pe următoarele 2 luni sau 2 săptămâni. Noi ce facem? Noi le centralizăm și mergem și negociem mai departe cu importatorii, cu furnizorii, cantitățile mai mari. Și aici o să vă dau un exemplu. Dacă fiecare dintre voi are 5 paleți de USB de cumpărat și suntem 10, asta înseamnă 50 de paleți de USB pe care putem să îi negociem la un alt nivel și să obținem alte condiții comerciale. Asta este valabil și la fier, și la zidărie, și la acoperișuri, și la structuri, și la panouri sandwich, cam la orice materiale de construcții de care voi aveți nevoie. Deci cumva cumpărați angro. Singura diferență este că voi poate aveți deja parteneriate făcute cu producătorii, aveți poate și termene de plată, însă nu aveți suficiente cantități sau poate cantitățile pe care le dați acum comandă în aceste perioade au scăzut. Și atunci noi negociem împreună cantitățile mari și voi beneficiați de prețul cel mai bun la acea cantitate mare. Deci practic luați 5 paleți de USB la prețul de 50 de paleți de USB negociați sau 20 de tone de fier, dacă are cineva nevoie, se pot cumula cu alți doritori și atunci putem să ajungem la 200-300 de tone pe care le putem livra. Iar mai departe o să facem această comunitate și pe WhatsApp, pentru că folosim cu toții WhatsApp-ul și ne este foarte la îndemână. Și când aveți nevoie de ceva, puneți pe WhatsApp ce aveți nevoie. Vreau să cumpăr în următoarea perioadă, nu știu, 50 de paleți de cărămidă. Și poți să pui acolo și un preț țintă pe care îl ai deja, un preț pe care deja l-ai, ca să nu muncim inutil cu toții. Dacă ai un preț foarte bun, este foarte bine, noi o să-ți confirmăm că este un preț minim și sub el nu putem să-ți aducem, dar dacă putem, măcar să avem un etalon. Deci, în concluzie, orice cerere de-a voastră trebuie să fie însoțită de un preț pe care să îl avem ca etalon. Bun, și de acolo preluăm discuțiile, întâlnirile și vom face o comunitate care să fie mai puternică, pentru că doar împreună putem să fim mai puternici. Deși cooperativa în trecut a fost catalogată ca o chestie venită din comunism, de fapt cooperativa este cumva reprezintă oamenii care au aceleași interese. Cred că v-am explicat așa în puține cuvinte ce înseamnă cooperativa în zilele de astăzi. Practic, noi vrem să câștigăm împreună, iar Vindem Ieftin facilitează aceste centralizări și se asigură că banii voștri sunt negociați la maxim, da? Să nu avem pierderi, risipe sau să nu scoatem maxim din acea tranzacție, da? Suntem împreună și putem să dezvoltăm asta la cel mai înalt nivel. Vă mulțumesc! O zi faină!